mixtă, cu generații diferite. Tare bine ar fi să beneficieze această echipă de maturitatea Larisei Iordache, să beneficieze de talentul care trebuie bine pregătit al celor două junioare, Ioana Stănciulescu și Silviana Sfiringu, și de energia, puterea de a munci, de talent, de puterea de a răbda a micilor junioare pe care le-am văzut la Mersin în frunte cu steluța din vârful bradului performanței românești în acest decembrie, această Ana Maria Bărbosu. O sportivă care o cunosc, este modestă și știu că va gestiona foarte bine acest moment. Se spune că în gimnastică cel mai mare dușman al unui sportiv sau antrenor este succesul. Este cel mai greu de gestionat. Îi doresc din suflet Anei să rămână la fel de modestă, să muncească la fel de bine în sala de antrenament, să beneficieze în continuare de o rată de învățare a elementelor grele, ușoară, să fie ferită de accidentări, mai ales de accidentări, pentru că în ultima vreme gimnastica românească a măcinat, a fost un malaxor de pierdere a sportivelor de valoare.